poate adunată în ultimele luni, autori Ion Ghera și Ion Căliman, care cuprinde articole despre viața și opera lui Ștefan Pătruț din revista Tâmpănatul Fruncea, în primul rând, și din alte reviste, cât și anumite contribuții originale de moment. De asemenea, un loc însemnat îl ocupă cele două cicluri de poezii lăsate în manuscris de Ștefan Pătruț. Nu știu de ce m-a ales pe mine să-mi lase această grea și frumoasă sarcină, un caiet de 100 de pagini intitulat Globule de Soare și care cuprinde două cicluri de poezii, vreo 50 de poezii în limbă literară și 34 de rondeluri și sonete, dar în fapt sunt 34 de rondeluri. O să mă opresc acia, pentru că timpul ne presează și urmează și alte puncte în programul nostru. O să-i dau cuvântul lui Ion Ghera, președintele Asociației Scriitorilor în Grai Bănășan, apoi domnului Ioan Iftode și lui Ioan Viorel Boldureanu, foarte pe scurt să punctăm câteva lucruri despre Ștefan Pătruț, pentru că pentru el am făcut această, în primul rând, această întâlnire. Propun ca doamna profesoară Adina Iova să puncteze așa slide-urile pe care le avem pregătite, așa cu prin de fapt fotografiile care sunt la sfârșitul cărții dedicate lui Pătruț. Hristos Andreea. Andreea. În acest an de la Domnul 2013, cu două aripi și una care râde, este vorba de apariția revistei trimestriale a Asociației Scriitorilor Grai Bănășan, care de fapt punctează două evenimente. Din păcate, unul trist. Sunt 10 ani de când Asociația Scriitorilor în Grai Bănășan a devenit persoană juridică și deci există oficial. Dar tot 10 ani se împlinesc de la dispariția dintre noi a cărturarului de obște, așa cum a spus într-o sintagmă fericită chiar nepotul lui Ștefan Pătruț, Nicolae Sârbu. Ei bine, o să adaug doar că Tâmpănatul Fruncea, această revistă, a ajuns la numărul 115 și că exemplarul pe care îl avem acum în față și pe care l-am mai prezentat la Calansăvești, cuprinde 120 de pagini. Dacă ar fi aceste pagini puse într-o carte, cartea respectivă ar cuprinde între 800 și 900 de pagini. Despre Ștefan Pătruț s-au spus multe, se pot spune foarte multe și se vor mai spune foarte multe. Eu, acum, fiind sigur în asentimentul tuturor membrilor Asociației Scriitorilor în Grai Bănășan, cu respect v-aș propune un scurt moment de recolegere în memoria lui Ștefan Pătruț.